Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze, sau bună seara pentru cei care în această seară veți vă uita la filmulețul nostru și pentru cei care vă uitați mâine, bună ziua! Domnul să vă binecuvinteze și pacea Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem să pregătim să facem o tocăniță cu carne de pui, niște aripioare de pui, cu niște pulpe din astea... ciocănele, sau cum se mai spune la ei, așa, avem aici, le-am spălat, le-am lăsat în apă cu sare și acum vrem să pregătim ceapa, ardeiul. Mulțumim din suflet pentru toate comentariile pentru Nora, care ați încurajat-o, Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Da, vă spun și eu bună ziua și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube și vă mulțumesc din inimă pentru comentariile voastre frumoase care îmi trimiteți și mă încurajați și sunteți alături de noi. Vă mulțumim din inimă și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Da. Avem și niște ceapă din asta roșie. Mama ne face o tocăniță bună că este ziua mare și ne trebuie să mâncăm. Păi trebuie să luăm și noi cina, nu? Da. Ne-am făcut la Iosif și la Abel. Noi n-am mâncat, eu și tu. Și noi mâncăm un pic din asta. Mama ne place... Ce mai rămâne mâine dimineață, frați și surori? O încălzim și mâncăm. Punem la frigider și mâncăm. Așa, mie îmi place să pun un pic ceapă, să fie mai bună și mai dulce. Da, păi ceapa dă gust în ora. Da. Nu știi ce, te rog să iei asta să mi speri și să mi-l aduci, că toată zama aia aici s-a dus în tocător și acum, ia, mamă, ce ustură ochii, nu așa ceva. Aha. Avem niște ardei capia, punem un pic, așa, i-am avut așa doi ardei capia mai mici. Nu știu, așa mari. Când ne-am dus eu cu Iosif la magazin, nu mai a fost din alea mari și frumoase. Tot așa, erau mici. Da? Da. Nu lasă, mă rog, sunt bune și dacă sunt mici, ce are? Numai că nu sunt așa roșii, știi? Sunt mai deschise la culoare, roșii. La spital, frați și surori, până am venit, până am mai stat un pic, am băut o cafea, n-am stat mult cât am băut o cafea. S-a dus Nora și cu Iosif la magazin și ne-a cumpărat niște ardei capia, a cumpărat pâine, a cumpărat niște semințe, că ei mai stau așa când e vreme frumoasă să mai iasă și ei aici pe tereasă. Sau în casă așa, când se plictisesc și stau la televizor. Mai mănâncă și ei semințe așa. Și când ei au venit, și au venit și Abel când au fost acasă, și eu au fost foame, i-au făcut Nora ceva, am zis, hai Nora, du-te, fă tu mai repede. Și au făcut. Până ne-am înfipt un acolo, coace, gata, a trecut ziua, vedeți? Și acum vrem să facem o tocăniță, așa cum v-am spus. Cu niște ceapă, cu niște ardei, un pic de cărniță. Așa ai făcut la Marcel, nu cu Nora. Hai că mergem să punem ceapa, să punem uleiul.
și m-am gândit să punem carnea. Să o prăjim așa un pic. Da. Nu mult. Să iasă bună tocănița, că prăjești carnea. Când prăjim un pic carnea așa, să fie mai gustoasă, o, la lapă, serii ulei deja. Lăsăm așa, un pic întoarcem și pe parte și pe alta. Da? Am lăsat un pic să se facă așa, carnea, să se prăjească, dar nu tare de tot. Pentru că nu știu ce cu oala asta. Și acum vrem să punem aici ceapă. Ceapă, o să facă aici. Așa. Și punem un pic de sare. Peste, că n-am pus sare. Așa. Să iau asta să nu margi prea tare. Asta, oala asta, când începe să se încălzească, vai, Doamne! Puteam să iau carnea, dar lasă la cel să mai iau carnea afară și după aia iară să o pui. Iară să o pun, las. Nu știu ce să facă și un pic, numai să se moi un pic ceapa asta, că nu lăsăm ce să prăjească foarte tare. Nu. Imediat, pentru jumătate de oră e gata. Pentru că puiul ăsta imediat se face. Niște aripi, așa, cum a spus, și niște ciocănire din astea. Imediat, deja e două jumătate, sunt gata. Imediat facem câteva cartofi. Curățăm câteva cartofi. Așa. Un pic mai lăsăm și atunci punem și ardeiul, punem tot ce trebuie, aici. Punem o lingură de boi. Doamne, unde e ardeiul? Doamne, am uitat ardeiul. Hai, ia câte, că nu era aici ăla. Așa, am pus și ardeiul. Chiar vreau să mă gândesc așa și chiar mă gândesc cum, Doamne, de mai de mult nu se îmbolnăveau așa tare oamenii. Că mâncau, chiar povestesc la Nora și spun că noi acasă mâncam un soare cu pâine. Și când era sezonul de roșii, când vineau roșii, de ardeiul, așa noi mâncam atâta carne, frați și surori, mai de mult. Mai ales pe timpul lui Ceaușescu și eram și eu mai mică, așa, de 12, 13, 14 ani. Și știu și eu bine că nu era lumea chiar așa bolnavă de tensiune, de ce să spun de diabet, că nici n-auzeam de diabet. Tensiune așa, care mai avea, așa, tensiune, dar nu tensiuni mari și așa. Și nu era lumea așa bolnavă cum e acum în lumea asta, acum în ce lume trăim, cu atâta cărnuri și cu atâta de toate și ce să mai spunem. Da. Bun, hai că punem un pic de piper, din ăsta așa, nu mai pun mult. Boabe. Așa, niște piper boabe. Punem niște foi de dafin. Așa, două frunzelițe, așa. Să punem și boia. Am pus așa să se facă, știu, un pic. Lăsăm un pic așa cu capacul. Lăsăm mai încet. Lăsăm mai un pic și după aia punem și mai trebuie.
Gata? Nora face niște cartofi. Iar n-am. Așa. Iar n-am luat șoți. Vezi? Iar n-ai luat șoțul. Da. Vezi, bucătăreasă, ce faci tu? Uite ce ai făcut bluza. Unde? Acolo, uite, pe tine, tot ai murdărit-o. Ai spălat vasele, ba da. Da, da, tot ai făcut-o, da, lasă. Da. Să aduc șorțul. După ce te-ai murdărit, las. Mai iau și eu pe mine, așa, bluză ceva, mai frumos. Mai mă îmbrac și eu frumos, așa, când în când. Dau șorțul, Nora. Ia, uite aici, așa. Asta e lui Iosif, nu lasă. Acum eu am dus al lui Iosif, lasă, că Iosif nici așa nu lucrează. Nu, e meu ăsta. M-a s-a luat... s-a luat ale, de pe el, de semnul. Da. E al meu. Ăla la altul e lui Iosif, îmi descrie numele lui. El nu-l poate, Iosif, că nu. Da. Da, să mai mă uit aici așa la mâncare. Imediat facem, imediat punem și boiaua și Nora curăță niște cartofi. Da? Și punem și un pic de roșii din asta, din conservă, de bulion, așa. Vreau să vă spun că e foarte bun. Sunt foarte bune roșiile astea la... Stai că îi pun într-un bol, așa. Da, sunt foarte bune, Nora. Astea care avem noi, care cumpărăm de aici afară, dar nu prea are niciun gust. Și vezi ce scumpe sunt, Doamne. Așa. Oare nu fi prea mult? Să pun astea toate acolo. Să nu le pun pe toate, că da, prea mult și după aia nu mai pot să mănânc. Lasă că nu punem atâta. Două. Nici atâta suc de aici, de sos din ăsta, de roșii, mai luăm un pic, punem așa de gustare, un pic, atât. Am mai pus odată și, vedeți, sunt foarte bune roșiile astea la conservă și sunt coaja luată de pe ei, are numai pulpa. Și pun asta acolo, un pic, așa. Asta ce-a mai rămas să le mai punem noi la altceva și o să pun folie peste și le pun la frigider. Da. Așa e, nu? Da. Păi acum, așa cum am spus, pentru alții care poate mâine o să se uită la filmarea noastră, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Acum, cam așa se întâmplă. Noi spunem aici bună ziua, dar alții poate să uită seara, alții poate dimineața, dar nu contează, noi suntem, noi vă dăm din toată inima noastră, noi vă salutăm și cu pacea Domnului și cu bună ziua. Pentru toți prietenii noștri și frații noștri, surorile noastre. Nu contează, da? Așa, Nora. Acum, imediat și Nora e gata acolo. S-a făcut o minunăție, tocană. Da. A, ne place tocana. Am uitat să spun că n-ai fost acolo astăzi, Nora, la magazinul ăla turcesc și ne-ai cumpărat ardeiul să ne cumperi niște pătrunjări și niște mărari.
Da, lasă că mai trecem mai pe acolo și da. Cumpărăm. Da. O să trecem. Și nu luăm ca să mai avem și noi niște pătrunjuri. Da, o luăm, ce am? Selină. Hai să văd ce am aici în congelator. Uite că am. Ce am aici? Mamă, dar nu mai tragă-ți, Selina. Da, da, aia nu mai pun acum. O să pun din asta frunze. Că Selina aia care are, care sunt cozi. Ăsta ar și nu ferm, pentru că acum acolo imediat e. Am niște țelină aici, care am tăiat-o așa, dar vezi cum s-a făcut. Păi n-am împărțit-o, nu. Am zis că ia ca așa. Ai. Stai să văd cum o să iau de aici. Ca să punem acolo. Vezi, da, aia mie îmi place să o pun așa, că dacă ea cum se congelează, așa cu greu o luăm să o punem acolo. Și ea că am cumpărat înghețată și o să ne lăsăm aia mai mică, care punem, mai punem pătrunjăr, mai punem mărar, mai punem țelină la congelator. Nu. Nu, acum poți să vii aici, să lași un pic acolo, stai să-ți dau să te ștergi pe mâini. Ia aici, să vii acolo ca să punem tot ce trebuie. Na, uitați cum s-a făcut. Fermița noastră aici și ardeiul, ceapa. No, și acum punem o lingură de boia dulce. Așa. Ca să punem și apa un pic. Să vă peste. Și deja, cum au făcut Nora aici, punem și imediat cartofii. Da. Pentru că, uitați, carnea deja e fiertă aici. Vedeți? S-a fiert deja. Și acum punem apă. Așa. Și acum lăsăm un pic cum începe să fiarbă, imediat punem cartofii. Da? Da. Sare am pus. Gata, punem și cartofii. Ia așa, Nora. Ca să fiarbă, pentru că deja jumate e carne aproape fiartă. Și ca să nu se zdrobească toată aici cărnița, am pus și cartofii și acum mai lăsăm așa încet să fiarbă. No. Și mai punem roșiile alea, când începe să fiarbă și gata. De numai de oră, gata mâncărica noastră. Da. Acum pun roșiile astea, aici așa, să fiarbă. Aproape cartofii sunt fierți, mai mult decât jumătate. Și vreau să pun și selina asta, că imediat aici mai lăsăm un pic să fiarbă, nu mult. Vreo 5-6 minute. Punem și selina asta, congelată, ca să fiarbă și ea. Că e tăiată mai mare și ca să nu... O simtă copiii așa. Am lăsat încet să fiarbă aici. Vedeți? Noi așa tăiem cartofii mai mari. Lasă, Nora! Acum mai mari, mâine mai mici. Și așa se învață frașii surori. Da? Lăsăm așa încet, că imediat e gata. Cartofii noștri s-a fiert. Gata, gata este mâncarea noastră, oprim arangajul și mergem să mâncăm. Da, ia, uitați tocana noastră, tocănița noastră cu cartofi și carne de pui, aripi de pui și niște ciocanele, da? Dar vă spun că e o bunătate. Așa e, Nora? Miroasă. Că a participat și Nora la ea. Ce fain miroasă. Da, mergem? Da. Gata, hai, du-te, Nora. Bine.
Na, ia ca așa. Bucătărea sa mare, Nora, da? A participat la tocăniță, astăzi s-a făcut mâncare. Am tăiat cartofi. Ce să vă spui? Curăța cartofii. Amândouă facem treabă împreună. Așa e, Nora? Da. Da. Nu, acum ce facem? Ne aranjăm să mâncăm, da? Da. No, bun, hai. Ne punem să mâncăm și noi. Adică împreună cu Nora. Eu și Nora, că doar noi trebuia să mai mâncăm, da? Da. Celălalt s-a mâncat și încă mai avem. Ia uitați, mai avem cartofi, mai mâncăm Marcel, că Marcel n-a mâncat. Dar acum, dacă i-au mâncat așa, mâncăm și noi așa, da? Noi ne-am făcut o tăcăniță cu cărniță. Da? Așa, ce îmi pun eu de aici? O aripă? O aripă să fie. Da. O aripă. Așa. E suficient. Pentru mine. Hai, Nora. Stai să mă aranjez. Hai, puneți așa cum știi tu, cum îți place ție, da? 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 Hai. Da. Da, ne vedem amândoi. Da? No, bun. Puneți așa cum știi tu, Nora, că da, știi că nu. Cartofi. Eu nu știu cum îți place ție. Da. Da. Domnul să binecuvinteze mâncarea noastră, să o sfințească. Amin. Frați și surori. Mâncăm și noi un pic. Să te uiți acolo, să nu ai, uite, că ai piper, boabe, Nora. A, da. Da, și eu am, da, nu. Asta nu mâncăm. Mâncăm așa, fără pâine, Nora. Eu nu mănânc pâine. Da? Păi, da, eu trebuie să mănânc un pic cu pâine, că pâine, pe mine mă... Știi, eu am probleme cu stomacul și eu trebuie să mănânc un pic de pâine. Da. Da. Un pic, nu mult, așa. O să mâncăm așa, ia uite aici, așa, Nora. Așa să mănâncă, uite. E bun, mamă? O bunătate. Da? Ce bună este? Paprikaș, cum așa spunem. Da. Tocăniță paprikaș. Da. E foarte bună, e foarte gustoasă. Da. Tocăniță. Da. E fierbinte. Da. Păi numai ce ai luat-o de ce e în casă. Să suflăm. Da. Adevărat, Nora, că e bună. Da. E foarte bună. Foarte gustoasă. Să mâncați sănătoși. Cred că Iosif... Nu. Sigur? Da, sigur, da. Bravo. O să vrei tu. Fierbinte, Nora. Poți să iau. Mâncați cum puteți acum, nu? Așa. Da. Ca să încheiem și noi filmarea, frați și surori, mâncăm așa cum putem. Da. Puțin? Așa? Foarte bună. Vreau să vă spun că îi place la Nora paprikașul ăsta, tocana asta, la greu. La greu, da. La greu și n-am mai făcut-o cam de mult un pic, da. Nu? Da. Și am zis, hai să o facem. Și mie îmi place. Chiar că mi-a luat așa o poftă, un dor să mănânc tocana. Da. Cartofi și carne. Da. Și am făcut-o, nu? Da. Da. Wow! Arde! Arde! Mâncăm așa cum putem. Da. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Nu v-am spus, scuzați-mă, poftă bună. Cei care ne urmăriți și luați masă odată cu noi, la noi este ora 7. Și, nu, așa am luat masă acum, ce să facem?
Noi n-am vrut să mâncăm ceea ce au mâncat ei, Iosif și cu Abel. Și am zis să noi, eu și Nora, să mâncăm tocăniță. Da, nu ne place tocana la greu. Noi vă mulțumim, vă îmbrățișăm, vă pupăm, vă iubim. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Vă spunem, pentru cei care ne vedeți mâine și vă uitați la filmulețul nostru, o zi minunată, o zi binecuvântată. Pentru cei care vă uitați acum, astăzi, vă spunem noapte bună, Domnul să fie cu voi, Domnul să vă sprijinească și ne uităm, adică ne vedem, pardon, la următorul filmuleț. La revedere! La revedere.